Prevenirea și combaterea braconajului piscicol în județul Olt reprezintă o prioritate pentru jandarmii olteni. Colonelul Marin Boată, adjunctul Inspectoratului Județean de Jandarmi, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, bilanțul acțiunilor desfășurate de la începutul anului și până în prezent. În perioada de revință au fost întocmite acte de sensizare pentru 65 de fapte de natură penală, fiind identificați și predați organului de urmărire penală 61 de autori. Efectivele de jandarmi au indisponibilizat în total 155,7 kg de pește, 6.365 de metri liniari de unelte de pescuit, tip setcă, 3.785 metri de setcă confecționată din plasă monofilament și 2.580 metri de setcă confecționată din plasă trifilament. În toată această perioadă, jandarmii olteni au desfășurat atât controale proprii, cât și în colaborare cu alte instituții. Reprezentantul IJJ Olt susține că infracțiunile în domeniul pescuitului sunt în scădere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ultima perioadă, braconajul pe râul Olt s-a redus simțitor. Lucruri care sunt confirmate de pescarii sportivi, care spun că au început să prindă și ei pește. În timpul activităților desfășurate pentru combaterea braconajului piscicol, jandarmii au aplicat aproape 150 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 50.000 de lei. Printre cei care au probleme cu legea din cauza pescuitului ilegal se află și un angajat al jandarmeriei Olt. Acesta a fost prins în ianuarie 2017 la braconaj pe barajul de la Ipotești de către reprezentanții Agenției Județene pentru Vânătoare și Pescuit Sportiv. Deși se afla în timpul liber, jandarmul s-a ales cu dosar penal, aflat pe rolul parchetului militar București. Nu e un lucru îmbucurător pentru instituție, dar în același timp e un caz izolat și să luăm ca atare. Nu culpabilizăm o instituție prin prisma unui om. Sper să nu mai avem situații de genul ăsta. Chiar dacă este cercetat, jandarmul își desfășoară în continuare activitatea în cadrul instituției. Reprezentanții IJJ spun că în funcție de decizia magistraților vor lua măsurile care se impun.